Sunt pentru prima oară în Spania. M-a întrebat un frate de lângă mine ce te-a impresionat mai mult. Am zis relieful nu m-a impresionat pentru că este același relief de deșert ca și în California. Ce m-a impresionat este numărul mare de români pe care Dumnezeu în providența Lui i-a dus în vremea aceasta pe pământul acesta. Pe pământul acesta unde sute de ani au fost războaie, au fost cotropiri, Dumnezeu a văzut în viitor o vreme, un timp în care va aduce o mulțime de români ca să câștige o bucată de pâine. Dumnezeu va binecuvânta pe pământul acesta din pricina voastră. Așa cum Dumnezeu a binecuvântat Egiptul din pricina lui Iosif, al om care a ascultat de Dumnezeu. Și ce mă rog lui Dumnezeu pentru cei care sunteți în Spania, pentru cei care suntem români în America, să ne ajute Dumnezeu să ținem credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Să ținem calea pe care au adus-o strămoșii noștri, părinții noștri, cu suferințe. Unii au suferit bajocuri, unii au fost închiși cu zeci de ani în urmă, au suferit pentru această credință, să nu o lărgim, să o ținem așa. A funcționat atâta vreme sub un regim care ne-a oprimat, a adus rezultate, au venit americani, au venit străini, s-au bucurat și au dat slavă lui Dumnezeu și au spus în România cu adevărat se simt ca în rai, pentru că în biserici locotea puterea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu și fie ca această atmosferă să o perpetuăm în continuare oriunde ne va permite Dumnezeu să ne mutăm pe fața Pământului. Amin. Amin. În câteva cuvinte aș vrea să vă vorbesc despre autoritate. Nu sunt păstor, nu sunt diacon, nu sunt ordinat, vorbesc din prisma unui om de rând din biserică. Pentru că în ziua de astăzi vor fi ordinați, vor fi puși în slujbă, vor fi, li se va delega o autoritate unor oameni după rânduiala lui Dumnezeu și după Biblie. Și vrem, nu vrem, mai devreme sau mai târziu, în mod conștient sau inconștient, noi ne supunem anumitor autorități. Și dacă orice sfidare a autorităților aduce și are consecințe dezastruoase și usturătoare, cu atât mai mult în ce privește lumea spirituală, Biserica lui Dumnezeu, atmosfera de familie pe care a creat, în care ne-a lăsat Dumnezeu să trăim și să ne formăm în Biserica Lui. Vreau să vă spun că Dumnezeu este autoritatea supremă în Universul acesta. Dumnezeu este suveranul Universului întreg. La nivel cosmic, dacă vreți, la nivel material, Dumnezeu a delegat această autoritate și a compartimentat-o și a împărțit-o. Uitați-vă în capitolul 1 din Genesa, cum spune cuvântul lui Dumnezeu că a creat luminătorii. Soarele l-a creat și i-a dat autoritate să stăpânească peste zi și luna i-a dat autoritate să stăpânească peste noapte. Fiecare își respectă autoritatea lui Dumnezeu. N-am văzut vreodată ca soarele să-și întindă strălucirea peste noapte și să spună lunii, tu ești mai neînsemnată. Nu, vreau să strălucesc eu să stăpânesc și peste noapte. Nu. Luna, în umilința ei, vine și preia lumina soarelui și o reflectă spre globul acesta de tine și fiecare respectă autoritatea dată de Dumnezeu. Autoritatea dată de Dumnezeu. La nivel de dumnezeire există niște autorități, există niște compartimentări. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Ioan, capitolul 12, versetul 49. Sunt cuvintele Domnului Iisus. Zice, eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis, El însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Autoritatea mea supremă, a zis Domnul Iisus, este Tatăl pe care eu îl respect. La care eu mă supun și nu vorbesc nimic de la mine. Când a vorbit Domnul Iisus despre lucrarea Mângăitorului, a spus așa, când va veni Mângăitorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și va descoperi lucrurile viitoare. El, adică Duhul Sfânt, mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi vouă. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi.
Deci dacă la nivel de dumnezeire se respectă în mod strict această autoritate, Duhul Sfânt respectă pe Domnul Iisus, Domnul Iisus respectă pe Dumnezeu, s-ar putea noi să beneficiem de binecuvântările lui Dumnezeu dacă nu respectăm autoritatea rânduită de Dumnezeu în biserică? Niciodată. De aceea să fim atenți la autoritatea rânduită de Dumnezeu. La nivel social, dacă vezi, Dumnezeu a delegat autoritățile, a permis sau a stabilit guverne. Unele guverne n-au funcționat bine, n-au fost după ideile lui Dumnezeu, dar au fost totuși guverne permisive din partea lui Dumnezeu. Și guvernele acestea, la rândul lor, delegează autoritatea și compartimentează autoritatea la nivel economic, la nivel social, la nivel civil și așa mai departe. De ce când apare un simplu polițist și ai călcat legea, chiar dacă a fost ultimul în clasă la liceu, a fost pe ultimul loc, și chiar dacă a fost primul la facultate și ai terminat academie și ești doctor, nu știu câte științe, tremuri și nu poți să sfidezi această autoritate, pentru că cineva i-a delegat această autoritate. Deci în lucrarea lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, vom fi binecuvântați atâta timp cât respectăm autoritatea pe care a delegat-o Dumnezeu. La nivel universal, Dumnezeu a rânduit autoritate supremă peste biserică pe Domnul Iisus Hristos. El este capul bisericii, Hristos, dar la nivel local Dumnezeu a lăsat să fie păstor, să fie presbiter, să fie diacon, să fie slujitor. În calitate de membri ai acestei biserici, în calitate de mădulare a trupului lui Iisus Hristos, suntem chemați să îi ajutăm să-și facă slujba cu bucurie și nu suspinând. Păstorii, presbiterii, diaconii nu sunt obiectul nostru de discuție, de glume, de ridiculizare, nu sunt preșuri de șters pe jos, sunt oameni pe care i-a rânduit Dumnezeu cu autoritate și vă rugăm să-i respectați. Dacă îi veți respecta, Dumnezeu vă va binecuvânta. Dacă îi veți respecta, Dumnezeu vă va binecuvânta. Așa cum am spus înainte, vrem, nu vrem, este o tendință în ființa umană, mai ales de când a păcălit, să sfideze autoritatea. Există tendința aceasta de rebeliune. De ce să mă supun eu? De ce ăla care e mai puțină școală să domine peste mine? De ce să mă conducă pe mine? Pentru că așa a rânduit Dumnezeu. Pentru că așa a rânduit Dumnezeu. Că am întâlnit în viață, în România, oameni fără nicio clasă, care au avut o autoritate în Evanghelie mai de preț decât oameni cu seminarii și cu doctorate. Pentru că așa a rânduit Dumnezeu. La nivel de familie, Dumnezeu a rânduit autoritatea, soțul să fie capul, părinții să fie, să aibă autoritate peste copii și copiii nu vor fi niciodată fericiți atâta timp cât vor sfida autoritatea părinților, nu-i vor respecta, nu se vor supune. Nu există niciun părinte care să vrea răul copilului său. Toți părinții doresc binele și bunăstarea și prosperitatea copiilor. De aceea, calitate de copii, dați cinste părinților ca să trăiți mult și bine pe pământ. Vreau să vă spun că eu m-am născut la țară și în timpul liceului am locuit la familia Prunea. Cu fratele meu am copilărit împreună vreo 4 ani. Vreau să vă spun că el a fost ordinat de conducător înainte de a-l ordina frații la biserică de păstori. Îmi amintesc de câte ori pleca mama lui de acasă, le spunea la toți ceilalți copii, la frații lui, el este cel mai mare. Nu cumva să nu ascultați de el. Cuvintele acestea mamei, nu o să le uit niciodată, au impus așa un respect în copii, că n-am auzit vreodată 4 ani cât am stat în casa lor, ca cei mai mici să-l contrazică, cei mai mici să-l sfideze, dacă i-a spus să meargă acolo, să nu meargă, pentru că părinții au delegat autoritate în lipsa lor unuia mai mare dintre ei. Dar am întâlnit părinți care când a venit acasă și-au făcut ceilalți anumite năzbâri și cel mare i-a pedepsit sau i-a pus la respect, știi, și-au spus, tu ești mai mare, tu trebuie să ai mai multă minte. Știi, și-au făcut. Au subminat toată autoritatea și au creat disrespect, lipsă de respect în familie. Dacă vreți ca familia să funcționeze bine, după principii logice, delegați autoritate și învățați pe cei mai mici să respecte pe cei mai mari, învățați să respecte, ca biserică să ne învățăm să respectăm pe Hristos după cum Hristos îl respectă pe Dumnezeu. Pentru că mai devreme sau mai târziu, vrem, nu vrem, noi sfidăm autoritățile din biserică, dar ne supunem la autoritățile civile.
Și în final, cea mai mare majoritate dintre noi ne vom supune la ultima autoritate, neputința. Cu câțiva ani în urmă, eu merg în fiecare an cu ajutorul Domnului de vreo 7-8 ani în Oltenia, în ținuturile acestea, ca să vestesc, celea să vestesc Evanghelia, și am vizitat un orfelinat. La orfelinatul acela era mulți oameni care au fost cândva oameni mari. O profesoară de fizică de la Institutul de Fizică din București, foarte inteligentă, o bătrânică neputincioasă, generalul Frunză, unul dintre cei mai mari generali de pe vremea lui Ceaușescu, și era foarte neastâmpărat. Le-am ținut acolo mică predică, le-am cântat niște cântări, le-am dus niște plăcinte, dar omul ăla n-avea niciun stâmpă și încerca omul de ordine să-l pună jos. Și n-avea niciun succes. M-am uitat la el, l-am salutat, a luat poziție de drept, așa cum era neputincios, a salutat și el și a spus, te rog, stai jos. A stat jos și nu s-a mai mișcat de pe scaun. Generalul Frunză cândva a avut oameni care au tremurat înaintea lui. Acum era supus la autoritatea neputință. Neputința avea autoritate și stăpânire peste el. Și doresc să închei, vă citesc din Iacov, din capitolul 5, cu versetul 14, 15 și 16, cuvintele lui Dumnezeu care spun așa. Este vreunul dintre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu unt de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va sătoșa și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Acum, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ce se întâmplă când ești bolnav? Biblia spune, clar, cheamă pe prezbiterii bisericii. O să folosesc numele fratelui Beni pentru că este prieten și nu o să se supere. Dacă ești bolnav și aici în biserica aceasta un păstor și un prezbiter, ai pe cei, pe bătrâni, așa scrie mai jos, bătrânii bisericii, cei care sunt rânduiți de Dumnezeu în slujbă, în autoritate aici. Dacă ești bolnav, degeaba îl chem pe fratele Beni Zegream care a venit în vizită. Nu respectă Dumnezeu cererea ta, rugăciunea ta, pentru că ai călcat principiile pe care le-a rânduit Dumnezeu. Dacă ai 2-3 prezbiteri în biserică și cu unul nu-l ai prea bine la inimă, dar unul ți-i mai favorabil și pe ceilalți îi izolezi și l-ai invitat numai pe ăla să se roage pentru tine, să-ți facă rugăciunea cu un de lemn. Și atunci ai călcat principiile biblice. Pentru că Biblia spune, cheamă pe prezbiterii bisericii. A bisericii locale. Domnul să ne ajute să fim înțelepți și dacă vrem să beneficiem de promisiunile lui Dumnezeu, să lucrăm în parametrii autorităților rânduite de Dumnezeu. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Dau un alt exemplu. Eu, la un moment dat, influențat de cineva, răspândesc despre fratele Beni Zăgrea nu știu câte zvonuri neadevărate. Și într-o zi sunt țintuit de boală la pat. Îl chem pe fratele meu, îl chem pe ceilalți păstori, asistenți care sunt acolo, îl chem pe un prezbiter care l-avem în biserică. Veniți pentru că am nevoie de rugăciune, după Biblie. Am nevoie de ajutorul vostru. Vreau ca Dumnezeu să mă vindece. Știți ce am făcut? L-am vorbit de rău pe fratele Beni Zăgrea. Am vorbit vrute și pe vrute. Versul uscate despre el. E bună mărturisirea aceasta. Nu valorează 2 bani. Pentru că dacă eu pe fratele Beni l-am vorbit de rău, eu la fratele Beni trebuie să mărturisesc pecatele care le-am făcut împotriva lui. Lui fratele Beni trebuie să-și cer iertare și trebuie să mă duc la cât îmi amintesc dintre cei la care l-am ponegrit și să-mi cer scuze pentru că nu-i adevărat ce-am spus și atunci mă va ierta Dumnezeu. Mărturisiți-vă păcatele unii altora, păcatele care le-ați făcut unii împotriva altora. Nu mă duc să-mi mărturisesc păcatele și le-am făcut la adresa fratelui Beni la un alt păstor sau unul care nu mă cunoaște. Că nu mă ascultă Dumnezeu. Deci, în concluzie, autoritatea supremă în universul acesta este Dumnezeu. La nivel de dumnezeire, Dumnezeu a rânduit autoritate, că este Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Și aici este armonie și se respectă. La nivel cosmic, în lumea materială, Dumnezeu a rânduit autoritate, a rânduit stele, a rânduit galaxie, a rânduit traiectorie, a rânduit orbite și așa mai departe. Toate se respectă.
La nivel social, dacă vezi, Dumnezeu a rânduit autorități, guverne care stăpânesc și care funcționează după principii, după Constituție. La nivel de biserică, Dumnezeu a rânduit autoritate. Și anume, la nivel universal, autoritatea supremă a bisericii, capul bisericii este Hristos. La nivel local, capul bisericii este Hristos, și apoi sunt păstori, și apoi sunt prezbiteri și diaconi și așa mai departe. Și să nu uităm, vrem să beneficiem de binecuvântările lui Dumnezeu, vrem să fim vindecați de boli, să mergem după parametri rânduiți de Dumnezeu. Căci dacă orice abatere și orice neascultare și-au primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă suntem nepăsători față de o mântuire așa de veșnică? Știți că merg rachetele acestea spațiale în cosmos, când s-a trimis o rachetă pe lună, una a miliarda parte dintr-un grad, dacă ar fi deviat de la traiectoria directă, n-ar fi nici ajuns niciodată la lună. Cea mai mică deviere de la cuvântul lui Dumnezeu, de la autoritatea lui Dumnezeu, aduce consecințe dezastruoase, usturătoare în viața noastră. Vrem să fim binecuvântați? Vrem să moștenim Împărăția lui Dumnezeu? Să mergem și să călcăm pe urmele Domnului Iisus Hristos, care a respectat autoritatea Tatălui, și El, care era Fiul de Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să se facă deopotrivă cu Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Amin. Amin.